În seara zilei de 26 iulie, în jurul orei 20, pe strada Zefirului din municipiul Călăraș, a avut loc o crimă ce a zguduit liniștea cartierului. În urma unui scandal în familie pornit de la o moștenire, un bărbat în vârstă de 47 de ani și-a înjunghiat cumnata și pe ginerele acesteia. Femeia înjunghiată în zona toracică și-a pierdut viața până la sosirea echipajelor de prim ajutor, iar ginerele acesteia, în vârstă de 22 de ani, înjunghiat în zona inghinală, a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Călăraș pentru a primi îngrijiri de specialitate. Conform informațiilor noastre, scandalul în această familie era vechi, datând din anul 2019. Se pare că totul a pornit de la o bucată de pământ lăsată moștenire de părinți, iar autorul crimei avea deja 3 dosare penale deschise în urma scandalurilor din familie. Din sursele noastre, în anul 2020, pe numele făptașului s-a emis un ordin de restricție prin care îi se interzicea apropierea la o distanță mai mică de 5 metri de membrii familiei victimei. Inițial, ordinul de restricție a fost emis pe o durată de 5 zile, apoi prelungit la 6 luni, timp în care se pare conflictul dintre cei doi frați s-a aplanat, totul până în seara de 25 iulie. Cu o seară înainte de producerea crimei, scandalul a escaladat din nou în familie. Au fost înregistrate 2 apeluri la 112 prin care se solicita prezența polițiștilor la fața locului. Se pare că primul apel a fost făcut chiar de autorul crimei, care reclama o ceartă cu ginerele victimei, iar la sosirea echipajelor de intervenție, acesta și-a retras plângerea. La puțin timp după acest incident, fratele făptașului a revenit cu un nou apel la 112 pentru a solicita din nou prezența polițiștilor pentru aplanarea conflictului. La cea de-a doua intervenție, polițiștii i-au ridicat și condus la secție pentru declarații, cei doi frați fiind amendați fiecare cu suma de 1000 de lei. A urmat seara de 26 iulie, când în jurul orei 20 și 10 minute, făptașul a comis crima. În momentul de față, pe numele acestuia a fost emis un mandat de reținere pe 24 de ore. Bărbatul în cauză a fost condus la audieri, polițiștii efectuând cercetări sub coordonarea procurorului de caz. În seara zilei de 26 iulie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș au fost sesizați cu privire la faptul că o femeie a fost înjunghiată. Imediat la fața locului s-au deplasat efective din cadrul Poliției Municipiului Călăraș, care au constatat că în jurul orei 20:10, pe fondul consumului de alcool și al unor conflicte familiale mai vechi, un bărbat de 47 de ani din Municipiul Călăraș a înjunghiat-o pe cumnata sa de 52 de ani în zona toracelui și pe ginerele acesteia de 22 de ani în zona inghinală. La scurt timp a fost declarat decesul femeii, iar tânărul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Bărbatul în cauză a fost condus la audieri, ulterior a fost reținut pentru 24 de ore. Thank you.
Thank you.